construcție secretă ca în capitala corupției. Am dat o raită împrejur și n-am văzut niciun panou informativ, care e obligator prin lege. Trebuie să scrie acolo cine, ce construiește, în baza căror autorizații, când dă în exploatare, nimic nu scrie. Ăsta e primul semn că șantierul e ilegal și că probabil cineva o corupt autoritățile, primăria, pretura, inspecția de stat în construcții, ca să fac aici ceva. Dar oamenii de alături, de ce nu reacționează, de ce tac? Doar sunt afectați. Nu vor să știe ce o să fie aici. Poate grădină zoologică, poate fabrică de îmbuteliere a spiritului. Văd că sapă fundația acolo. Cu gardul opac nu se vede nimic. La svidanie. Muncitorii tot lucrează neprotejați, nimeni n-are cască, n-are bocanci. Și fix alături inspecția de stat a muncii. Și asta o structură coruptă, absolut inutilă, nu știu pentru ce întreținem. Poftim, șantierul am dat raită și-i anonim, secret. Așa se întâmplă numai în capitala mafiei, în Coruptistan, cum zice un coleg al meu. Încă un șantier, la fel fantomatic, cu doar inscripția adresei. Se pare că ăsta e șantierul acela pe care am luat bătaie și nimeni nu a avut de plătit pentru asta, chiar dacă mi-au distrus cartela de pe telefon. Aici se întâmpla fără de lege, eu documentam, ei m-au agresat și poliția a îngropat dosarul, probabil din motive de corupție sau incompetență. Dacă se încalcă în halul ăsta legislația muncii, vă puteți imagina cum se încalcă și legile despre construcții? Dacă lucra macaraua peste oameni care treceau pe aici, pe pasaj. Vă dați seama cât de mântuială fac ei și construcția asta și că e posibil să sprăbușească oricând, să omoare locatarii. Muncitorii toți cu capul gol. Ca în anii cei buni. Și aici deja cineva locuiește. Iată și ce ne construiește. Rechini imobiliari. Pentru ei nu există lege. Tot cartierul e al lor. Și nici în inscripții care să spună cine le-a permis și ce le-a permis să facă. Republica Moldova e ca o junglă. Chișinău e capitala junglei. Și noi suntem niște papuași sălbatici care nu ne interesăm de drepturi, de legi și ne merităm soarta.
sunt de dumneavoastră? Puteți să prezentați? Om. Cetățean. A, dumneavoastră Oleg Vega, da? Da. Dar dumneavoastră? Sunt și eu tot cetățean ca dumneavoastră. Și vă deranjează că filmează? Nu vă întreb, să stai într-o cameră așa. Da, nu aveți permis să mă fotografez. Ba da, legea, Constituția îmi permite. Pe mine? Da, pe oricine. Păi să-mi lucrează pe dumneavoastră și s-a întâmplat. Ia ca să fură un cartier, să încalcă drepturi, să încalcă legi. Fură cartier? Da. Narcoman. Construiești, da? Construiesc ilegal. Eu sunt narcoman. Nu, narcomane sunt fururi, care fură? Hoți ăștia, rechini imobiliari. Da, domnule. De ce muncitori lucrează fără protecție, fără cască? Care nu știu, de ce am de cunoscut? De pe șantier, dar pe ce te-ai băgat, dar dacă eu filmam șantier. Trebuie să-mi un prieten de anul, am dat asta. Da, dar văd că ești deranjat, că de ce filmezi? Strada asta e Rousseau ori Fedcoc, am văzut inscripții și așa și așa. Ce face? Rămas inscripții sovietice cu Fedco aici, cum se cheamă strada asta de fapt? Nici nu știi, nici nu te interesează. Beauty salon. Sărit omul, că de ce filmează? Și între timp străzile de acces arată în halul ăsta. Și populația rabdă, tolerează. Continuă să voteze pe aceiași primari, Urecheanu 11 ani, Chertoacă 11 ani, aceleași mafii în consiliile locale. Nu vreți schimbare? Nu o să o aveți. E ca așa o să mergeți în microbuz toată viața. Așa. Și o scoată fum din ăsta negru microbuzele până o să dați ortul popii. Și o să faceți o petrecere mare la înmormântare și s-a terminat cu alai viața asta de sclav. Microbuz care îți prezumă că a trecut revizia tehnică și că e bun pentru transportare de călători, are, nu e așa, numere galbene. Arhiplin cu pasageri și scoate fum ca tancul sovietic. Ha ha ha!